viață, oameni buni, mai cu viață, că avem de lucru în seara asta. Bună seara! Bună seara, bun găsit la Nașu! Sunt Radu Moraru și știți cum e? Emisiunea din seara asta ar fi trebuit să fie tristă, că în general așa suntem noi românii. Anumite emisiuni trebuie să le facem triste. Eu m-am gândit să nu fim triști în seara asta, să fim veseli, să încercăm să ne simțim bine, pentru că ce se întâmplă în această seară este o premieră. Niciodată în România un om de afaceri nu s-a gândit să vină într-o emisiune televizată și să spună: dom'le, eu vreau să dau, să încep o campanie, să dau 2, 3, 4 milioane de euro în scopuri caritabile. Noi avem câteva personaje în România foarte mediatizate. Aș spune două dintre cele mai mediatizate sunt următorii: Traian Băsescu și George Becali. În această seară, doamnelor și domnilor, Gigi Becali, un personaj, cum vreți dumneavoastră, exotic, face un gest extraordinar și începe această campanie de ajutorare a celor care au nevoie, celor care nu se pot descurca singuri, sunt cazuri grave, o campanie în urma căreia probabil că va dona câteva milioane bune de euro. Astăzi, primul episod, dacă îmi dați voie, și am onoarea să vi-l prezint, Gigi Becali la Nașu, cu vreo 30 sau 40 de cazuri. Bună seara! Bună seara! Gigi Becali nu e singur, pentru că e nevoie, atunci când vrei să faci, să ajuți oamenii, e nevoie de o echipă și nu poți doar să arunci cu banii. Eu deseori l-am certat la televizor pentru că arunca cu bani la televizor. Să știți că face și profesionist ceea ce face și are o echipă extraordinară. Dați-mi voie să vă prezint pe doamna Mariana Dimian, vicepreședintele Fundația Gigi Becali Săruna. Domnul Virgil Becali, bună seara! Cancelarul lui Gigi Becali. Domnul doctor Liviu Scurtu, bună seara. Președintele Fundației Gigi Becali, omul care verifică toate aceste cazuri, pentru că, așa cum se întâmplă peste tot, uneori apar și cazuri care nu au nicio legătură cu realitatea, cazuri închipuite. Eu aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au câte o suferință și pentru care a fost un mare efort să vină la Nașu. Aplauze, vă mulțumesc! Cu cei mici, că avem și foarte mulți copii, am stabilit o convenție, da? Țineți minte, da? Când aveți de mers la Pi, la nevoie, ridicați mânuța, Nașu vă dă voie, da? Domnul Becali, eu am crezut că glumiți când mi-a spus atunci: domnule, vreau să vin într-o emisiune să dau 2 milioane de euro, știut fiind faptul că în România se fac de multe ori multe emisiuni pentru a se strânge câteva zeci de mii sau poate sute de mii. Ați vorbit serios? Domnul Moraru, eu m-am uitat la o emisiune cu doamna Barața, cu acei bani pe care îi strângea în conturi și cu acele telefoane de ani de zile. Atunci când m-am uitat, la un moment dat de înălțare, bine, aveam pe fundație mai multe proiecte pe care le verificam și mai multe dosare pe care le verificam. Și atunci, stând așa, mă gândeam de înălțare, m-am gândit, bine, dacă eu stau așa imun, fără să nu mă mișc de aceste cazuri, înseamnă că eu sunt un mare nenorocit. Și eu nu vreau să fiu un mare nenorocit. Și atunci am spus, dom'le, eu dacă eu am bani în cont, milioane de euro, și acești oameni au nevoie de niște bani care sunt puțini pentru mine, ca să se salveze viața lor, înseamnă că eu nu sunt un om. Înseamnă că sunt un animal dacă nu simt asta și nu dau niște bani pe care, de fapt, Dumnezeu mi-a dat. Pentru că diferența între mine, între noi și acești oameni, este că Dumnezeu nu ne-a dat și sănătate și ne-a dat și bani. Și atunci noi, la rândul nostru, suntem obligați, dacă avem conștiință și ceva Dumnezeu în noi, să dăm la rândul nostru acestor oameni.
Vă dați seama ce contează, mă gândeam acum, cum vă spuneam dumneavoastră, am cumpărat un avion de 16 milioane. Păi n-are niciun fel, nicio valoare acel avion, niște tăblini, niște motoare, pe lângă viața unui singur om. Da, apoi a zecilor de oameni. Și acum eu aș vrea să fac apel la toți doctorii din țara românească, de la spitale, pentru că vă dați seama, eu la fundație au făcut aceste... La nevoie ridicați mânuța, nașul vă dă voie, da? Este cazul, 30 de cazuri pe care le-a verificat, că trebuie verificate, că nu dai la bani la fiecare care vine. Că eu m-am hotărât, noi, o țară care stăm în Europa, așa se spune că stăm în Europa, eu nu cred că în Europa există oameni care mor pentru că nu au bani să-și facă o operație sau nu știu ce medicamente. Sau nu-i ajută statul. Sau nu-i ajută statul. Atunci eu m-am hotărât să rezolv toate cazurile din țara românească. Dar îi rog pe doctori să vină cu cazurile pe care le-au ei verificate deja, ca să mă ajute să pot ajuta mai mulți oameni. Pentru că eu la fundație nu pot să verific sute de cazuri. Pot să verific zeci de cazuri. Aș vrea să ajut pe toată lumea. Bine, Marco, stați un pic, dar trebuie să o luăm și altfel. Emisiunea asta, eu am vrut să o facem și pentru că, știți că eu de multe ori am spus, nu-i frumos să dai bani la televizor. Însă aici e vorba de altceva. Mi se pare că ar fi un prim exemplu care ar trebui urmat. Această lovitură, dacă nu e urmată și de alți oameni de afaceri care au câștigat bani, poate mai ușor decât alții. Dar nu o să se întâmple nimic, că nu putem să rezolvăm. Asta nu aveți forța să rezolvați toate cazurile. Eu am forța să rezolv toate cazurile și le voi rezolva. Pentru mine ar fi mai ușor și ar fi și o mulțumire sufletească mare dacă ar lua exemplu de la mine și alți oameni și s-ar întoarce cu fața spre Dumnezeu. Adică să fie mai bun, să aibă suflet.